8 consilieri municipale ai platformei DA, printre care și Andrei Năstase, au rămas fără sprijin politic din partea formațiunii politice. O spune președintele partidului Dinu Plângău, după ce marți, aleșii locali au susținut 6 proiecte urbanistice zonale din Chișinău pe care ar urma să fie construite blocuri locative. Președintele fracțiunii PPDA din CMC, Andrei Năstase, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. În cadrul unei intervenții live pe Facebook, președintele platformei DA, Dinu Plângău, a declarat că formațiunea pe care o conduce retrage sprijinul politic colegilor din CMC pentru abaterile grave de la cursul politic promovat de partid, inclusiv prin acțiunile și declarațiile publice împotriva hotărârilor de partid luate prin vot și pentru prejudicieri grave aduse imaginii partidului. Am atenționat deja foștii colegi de partid despre un eventual vot pentru aceste proiecte controversate. Partidul se disociază de consilierii municipali, se disociază de declarațiile lor, se disociază de voturile lor și le solicită să-și depună mandatele de consilier. Contactat de noi pentru o reacție, președintele fracțiunii Andrei Năstase nu ne-a răspuns la telefon. Consilierul Aliona Doroș ne-a spus că Năstase a lipsit de la ședință, iar ea împreună cu consilierul Cristina Jitari au votat contra. Potrivit ei, ceilalți 7 consilieri ai platformei DA au votat pentru. Vicepreședintele fracțiunii Ruslan Verbițchi a refuzat să ne ofere un comentariu la acest subiect. Comentariul nostru o să fie mâine la orele 10, o să facem conferință de presă, nu știu dacă mai. Și o să vedeți toate detaliile care o să le dăm. Veți depune mandatele așa cum au cerut domnul Plângău? Nu vă sperați. Mâine la orele 10 o să vedem, o să facem o conferință de presă, o să fie domnul președinte Andrei Năstase al fracțiunii platforme, da? Și o să aflați toate detaliile. Marți, 20 decembrie, consilierii municipali din partea PSRM, PCRM, PUN, PSDE, Platforma DA și 4 consilieri independenți au votat în cadrul ședinței CMC aprobarea planurilor urbaniste zonale pentru 6 terenuri din Chișinău. Mai exact, este vorba de teritoriul adiacent străzii Bucovina, teritoriul din perimetrul străzilor Timiș, Nucarilor, Bujorilor, precum și pentru un teren din strada Ginta Latină.